Luca capitolul 2, versetul 16. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Apoi ne ducem mai în jos la pasajul citit astăzi. Când a venit ziua a opta în care trebuia tăiat împrejur pruncul care fusese spus de îngeri înainte ca să fi fost el zămuslit în pântece, i-au pus numele Iisus, au adus pruncul, apoi merge mai în jos, capitolul 2, versetul 27, a venit la templu Simeon mânat de Duhul și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus, versetul 42, când a fost el de 12 ani, adică Iisus, s-au suit la Ierusalim, apoi versetul 48, Maria îl întreabă, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi, rămânând la Ierusalim? El răspunde, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și versetul 33, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Vedem etapa aceasta în viața Domnului Iisus Hristos numită procesul creșterii. Mai întâi prunc, copilaș, tânăr adolescent, apoi numit fiu, fiul lui Dumnezeu. Și el creștea în înțelepciune, adică în cunoștință, din punct de vedere mental, în statură, din punct de vedere fizic, în credință, era tot mai plăcut lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, din punct de vedere social. Chiar dacă creșterea noastră fizică se oprește la un moment dat, la o anumită vârstă, creșterea în credință este continuă până când vom vedea față în față. Acum vedem ca într-o oglindă întunecată, în sensul că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar într-o zi vom vedea față în față. Îl vom vedea pe Domnul Iisus așa cum este. Mesajul din această dimineață este intitulat către mine și către tine, continui tu să crești în credință? Dacă suntem la sfârșitul anului și vrem să ne facem o analiză a vieții noastre, retrospectiv, în urmă, de-a lungul anilor, a crescut credința noastră și evlavia noastră față de Domnul sau a stagnat sau a regresat? În viața Domnului Iisus Hristos au fost prezenți grupuri de oameni și de la fiecare putem învăța lucruri extraordinar de importante. Dacă ne-am uitat la Maria și la Iosif, când îngerul aduce vestea,
venirii lui Dumnezeu, Fiul, pe pământ prin Maria, zămislirii lui prin puterea Duhului Sfânt în pântecele Mariei, apoi Iosif, care fusese logodit și logodna fiind o promisiune solemnă de căsătorie mai târziu, și află după 3 luni Maria mergând să o viziteze pe Elisabeta, stând acolo aproximativ 3 luni, vine înapoi și spune lui Iosif că este însărcinată de la Duhul Sfânt, și Iosif nu știe ce să facă. La un moment dat se gândea să strice logodna pe ascuns, să nu o facă de rușine, să nu o facă public, pentru că legea le dădea voie oamenilor din Nazaret să omoare pe Maria cu pietre. Ne uităm la acești doi tineri și vedem ascultarea lor. Ascultare în ciuda lipsei de înțelegere. Maria se întreba cum se poate face lucrul acesta. Iosif se gândea să o lase pe ascuns, să o părăsească. Și îngerul îi se arată în vis și îi spune: nu te teme să o iei pe Maria la tine, să te căsătorești cu ea, că ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ne uităm apoi la păstorii care stăteau noaptea de strajă împrejurul turmei lor pe câmpiile din jurul Betleemului, aproape de Ierusalim. Și vedem bucuria acestor oameni, o bucurie extraordinară. Și-au lăsat oile și s-au dus atunci, imediat, să vadă pruncul, și s-au închinat, s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu, o bucurie imensă, ascultare, bucurie. Ne uităm la magii care s-au supus unei călătorii extraordinar de lungi, mii de mile, fără avion, fără mașină, pe cămilă, în toiul nopții, și au perseverat și au ajuns să îl găsească pe Iisus, pe noul împărat născut. Perseverența lor. Ne uităm în textul de astăzi și vedem pe Maria, pe Iosif și alte două persoane pe lângă Domnul Iisus Hristos, Simeon și Ana. Și vedem la acești oameni, pe lângă ascultare, evlavia lor, credința lor, legătura care o aveau cu Dumnezeu. Godliness, evlavie. Cum se manifestă această evlavie în viața Mariei și a lui Iosif, conform textului citit? Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de îngeri înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum era scris în legea Domnului: orice întâi născut de partea bărbătească va fi închinat Domnului, și ca să aducă jertfe o pereche de turturele sau 2 pui de porumbei, după cum era poruncit în legea Domnului. 3 evenimente legate unele de altele. Primul eveniment: orice băiat care se năștea într-o familie de evrei nu devenea evreu prin naștere, ci devenea evreu
prin tăierea împrejur, prin circumcizie a opta zi. Este legea pe care Dumnezeu i-a dat lui Avram și apoi mai târziu lui Moise. Și iată-i pe Maria și pe Iosif, tatăl adoptiv al Domnului Iisus, împlinind cu evlavie ceea ce Dumnezeu le dăduse evreilor să împlinească. Apoi, la sfârșitul zilelor de curăție, Levitic capitolul 13 vorbește despre perioada de curăție a femeii, care era considerată după naștere și în timpul special al ei, necurată nu din punct de vedere moral, ci din punct de vedere ceremonial. Ei se duceau la templu să aducă animale ca jertfă și sângele animalelor curgea și el acoperea păcatelor. Din punct de vedere moral, nu se pune problema curăției aici, ci din punct de vedere ceremonial. Lucrurile acestea ceremoniale s-au încheiat odată cu jertfirea mielului lui Dumnezeu pe cruce pentru noi. Noi nu mai jertfim animale, ci jertfa finală a fost adusă de însuși Domnul Iisus Hristos prin trupul său, răstignit pe cruce. Așadar, al doilea eveniment este jertfa pe care o aduceau la sfârșitul acelei perioade de 33 de zile. Și apoi, un alt eveniment era închinarea întâiului născut înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne ducem cu gândul la ultima noapte petrecută de evrei în țara Egipt, Dumnezeu le dăduse poruncă evreilor, după ce jerfesc mielul să ia sângele mielului și să ungă ușiorii ușii și pragul de sus. Și îngerul morții, care va trece prin Egipt ca să aducă moartea pentru primii născuți de la oameni până la animale din Egipt, văzând sângele aplicat pe ușiorii și pe pragul de sus al caselor evreilor, le va lăsa pe întâiul născut în viață, pe băiatul cel mai mare în viață. De atunci, legea lui Dumnezeu a fost ca primul întâi născut să fie dedicat lui Dumnezeu în întregime. Ca atare, Ana îl duce pe Samuel, pe primul ei băiat, la templul și îl încredințează lui Eli, l-a dat Domnului. Mai târziu, deși Dumnezeu, prin legea dată lui Moise, prevedea ca primii întâi născuți să devină preoți, schimbă preoția și o strămută în tribul sau în seminția lui Levi. Și de acum, cei din tribul lui Iuda erau preoții evreilor. Trei evenimente importante: tăierea împrejur a întâiului născut, a opta zi, și numirea lui, dându-i numele pe care îngerul l-a proclamat, aducerea jertfei ceremoniale de curăție și închinarea primului născut înaintea Domnului. Vedem evlavia și credința acestei familii. Legea a fost dată cu o intenție bună, dar a devenit o mare povară pentru evrei datorită interpretării date de unii învățători ai legii. Și Domnul Iisus Hristos, de fapt, a împlinit legea
și odată cu el legea a trecut în arhivă. A rămas doar legea morală aplicabilă pentru noi astăzi. În timpul vieții lui, cea mai mare problemă pe care Domnul o atingea asupra legii era cu privire la sabat. Învățătorii aceștia ai legii au interpretat legea în așa fel încât oamenii erau împovărați. Mai că n-aveai nimic în voie să faci în ziua sabatului. De exemplu, dacă cineva ar fi avut un picior amputat și înlocuit cu un alt picior fabricat, evreii, să zicem un exemplu de astăzi, ar fi interpretat lucrul acesta ca fiind o povară pentru ei. Însă Domnul Iisus Hristos a împlinit legea. Cum putem noi astăzi să fim evlavioși dacă în Vechiul Testament orice întâi născut devenea evreu, nu prin naștere într-o familie de evrei, ci prin circumcizie? În Noul Legământ, noi devenim copii ai lui Dumnezeu și circumcizia aceasta este înlocuită de botezul în apă. Evlavia se dovedește prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Tăierea aceasta împrejur era un semn al faptului că evreul nu mai era condus de poftele firii, care suferea o rană, ci era sub călăuzirea Duhului Sfânt. Botezul în apă. Noi, cei care ne naștem în familii de pocăiți creștini, nu devenim pocăiți și creștini prin naștere, ci prin convertire. Și un semn al creștinismului este botezul în apă. Atunci când ne cufundăm în apa botezului, ne identificăm cu moartea Domnului Iisus Hristos și vrem să murim față de noi și față de poftele firii. Și când ne ridicăm din apa botezului, ilustrăm învierea împreună cu Domnul Iisus Hristos la o viață nouă pentru El. Apoi un alt punct, o dovadă a evlaviei lor, era că mergeau la praznicul Paștelor, regulat la Ierusalim. Citim în versetul 41, părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelor. Și Paștele, la fel ca și tăierea împrejur, era o poruncă a lui Dumnezeu. Dacă un evreu devenea realmente evreu înaintea lui Dumnezeu prin circumcizie, el rămânea evreu prin prăznuirea, prin sărbătorirea Paștelor. În cartea Levitic vedem consecința asupra celor care nu prăznuiau Paștele. Erau alungați sau erau scoși din numărătoarea poporului, nu mai erau considerați evrei. Astăzi nu mai sărbătorim cum sărbătoreau evreii și cum au sărbătorit în prima dată, în noaptea eliberării din Egipt, ci astăzi sărbătorim cina Domnului și o sărbătorim regulat. Nu mai sărbătorim moartea unui miel, unui animal, ci sărbătorim moartea mielului lui Dumnezeu și învierea lui. Evreii au primit viață prin moartea unui miel și prin sângele aplicat pe ușorii ușii și pe pragul de sus. Noi primim viață duhovnicească și viață veșnică prin moartea mielului lui Dumnezeu. De aceea este important pentru noi să participăm la cină, de aceea este important pentru noi să fim împreună
în prima duminică și în alte duminici, dar îndeosebi la cina Domnului, pentru că moartea mielului lui Dumnezeu este o sărbătoare glorioasă, încununată de învierea lui, care ne dă viață. Cine a crezut nu mai moare. Noi murim fizic în sensul că ne schimbăm destinația, dar sufletul, duhul nostru se întorc din nou la Dumnezeu care le-a dat. Ele nu mor și așteaptă învierea. Asta înseamnă că cine a crezut a trecut din moarte la viață. Mai întâi a fost înviat duhovnicește, sufletul lui și duhul lui s-au legat de Dumnezeu și apoi nu vom mai fi despărțiți de Dumnezeu prin moartea fizică deloc. Este doar o strămutare și o mutare acasă la Domnul. Iată Evlavia Mariei și a lui Iosif. Apoi ne uităm la Simeon și la Ana. Omul acesta, în vârstă, a fost înștiințat de Duhul lui Dumnezeu că nu va muri până nu va vedea izbăvirea lui Israel, pe Iisus, Yeshua, grecescul Iisus, ebraicul Iosua, Dumnezeu este Salvatorul. Și într-o zi se întâmplă când Maria și Iosif aduc pe Iisus la templu, Duhul Sfânt îi pune în gând lui Simeon să meargă și el. Mânat de Duhul, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Omul acesta a citit și el profețiile rostite de Mica, rostite de Ieremia, rostite de Isaia, despre venirea lui Mesia. Dar spre diferență de alții, le-a luat în mod literal, nu spiritual. S-ar putea să existe un pericol astăzi cu interpretarea profețiilor despre revenirea lui Mesia și unii să le ia spiritual, cum că dreptatea va stăpâni pe pământ și cunoștința Domnului prin biserica lui. Însă cei care au interpretat spiritual profețiile despre venirea lui Mesia, la venirea lui nu l-au recunoscut. La fel, profețiile despre venirea Domnului Iisus Hristos din nou pe pământ sunt literale. El va veni pe pământ. El va împărăți. El va nimici pe dușmani. El va instaura o împărăție a dreptății, a neprihănirii, a curăției. Nu vom putea oamenii credincioși să facem lucrul acesta în totalitate, de aceea va reveni El pe norii cerului, pe pământ, pentru o perioadă limitată și apoi pentru veșnicie în cerul nou creat de El. Nu numai că citea Scriptura, se ruga. Citim în textul acesta că Simeon s-a rugat când l-a luat pe pruncul în brațe și se ruga înainte. Apoi Ana, o femeie în vârstă care nu se depărta de templu și postea. La fel cum Dumnezeu și Duhul Sfânt s-a descoperit atunci lui Simeon, aceleași metode le folosește și astăzi. S-a descoperit unor oameni care
citeau Scriptura, citeau Biblia. De fapt, Simeon rostește trei profeții pe care le-a citit în Vechiul Testament, și anume că Domnul pruncul acesta va fi o piatră de potignire sau de ridicare pentru mulți, va fi un semn în Israel și o suliță îi va străpunge inima Mariei, gândindu-se la răstignirea Domnului Iisus pe cruce. La fel ca și atunci, Dumnezeu se descoperă și își descoperă voia lui oamenilor care țin legătura cu el. Prin practicile spirituale, subliniate în textul acesta, citirea Scripturii, rugăciunea și postul, creștem noi în evlavie, creștem noi în credința în Dumnezeu, creștem noi în legătura pe care o avem cu El, fie ca să învățăm de la Maria și Iosif ascultarea, chiar când nu înțelegem, chiar când ne punem întrebarea cum se va face lucrul acesta, cum este posibil așa ceva, chiar când suntem frământați în inimă și ne gândim la niște planuri de salvare, să învățăm de la magi care au perseverat și în ciuda pericolelor și greutății au ajuns la destinație, să învățăm de la păstori despre bucuria lor și apoi de la Simeon și Ana despre evlavia lor, despre credința lor. Când a văzut Simeon pruncul, mântuirea, salvarea nu este o idee, doar o concepție despre care citim, despre care te uiți și research. Este o persoană. Și până n-ajungi la înțelegerea acestui fapt, vei asculta predici, vei asculta studii, vei citi. Dar când ajungi la realizarea faptului că mântuirea aceasta este o persoană, este persoana Domnului Iisus Hristos, că adevărul nu este doar o idee și o concepție, este o persoană. Eu, spunea Domnul Iisus Hristos, în calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la mine, la Tatăl, decât prin mine. N-a zis Domnul, eu am adevărul, eu vă arăt calea. El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Creștem noi în evlavie și în credința în Dumnezeu. Dacă nu, dacă n-am crescut, dacă am stagnat sau am regresat, haideți să mergem înapoi la practicile spirituale bine documentate în Sfânta Scriptură, citirea cuvântului, rugăciunea și postul. Amin.